Care sunt principalele modificări pe care le aduce această nouă legislație? Bună ziua! Mulțumim pentru organizarea acestui seminar și pentru invitația de a participa la acesta. Deci, într-adevăr, săptămâna aceasta, deci începând cu 7 aprilie, intră în vigoare unele prevederi ale legii 414 din 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, care prevede în principal eliminarea uzurii de la calculul despăgubirilor de asigurare. Deci am cunoscut acest fapt de la bun început, de la intrarea legii în vigoare din 2006, din 2007, cer scuze, din aprilie 2007. Păcat că aceasta nu s-a făcut treptat, cum s-a făcut și capitalizarea companiilor de asigurări. Deci acum avem în față faptul că începând cu 7 aprilie, companiile vor fi obligate să achite despăgubirile de asigurare fără aplicarea uzurii. Cât de mult îi vor afecta pe asigurători? Cât de mare este schimbarea, ca să ne dăm seama? Din niște calcule așa simplificate, să spunem, care le-am efectuat noi la biroul asigurătorilor, am ajuns la concluzia că uzura care nu se plătea până în prezent, deci constituie undeva 60% din costul pieselor de schimb și părților componentele autovehiculului. Deci evident că cu această sumă pe viitor se vor majora și despăgubirile de asigurare. În același timp, tarifele care sunt aplicate în prezent și care, până ce nu se prevede o modificare a acestora, sunt calculate în baza statisticilor acumulate pentru perioada precedentă. Și deci posibil că companiile se vor ciocni cu un deficit de prime pentru a-și îndeplini obligațiunile față de persoanele păgubite. Este necesară o majorare de tarife? Se așteaptă ceva în acest sens? Deci cred că o majorare de tarife, având în vedere că se schimbă calitatea serviciilor acordate, deci după calitate ar trebui să fie și plata. Deci avem o calitate și deci ar trebui modificate și tarifele. Iarăși ne întoarcem la cei de nu avem la moment o bază statistică concretă care ne-ar spune cât într-adevăr ar fi constituit uzura, am în vedere din punct de vedere actuarial, cât ar fi constituit uzura și cât ar fi necesar de majorat. Dar totuși, careva măsuri în vedere la aceasta ar fi necesar de a fi aplicate. Mai ales că începând cu septembrie se majorează și limitele de răspundere. Și prima, deci atunci va fi calculată, deci va fi calculată numai prima de bază, restul asigurătorii vor, așa cum scrie legea, vor stabili primele de asigurare de comun cu asigurații. Deci vorbim practic despre o semi-liberalizare deci totuși o să fie primele de bază calculate în modul stabilit de lege și cu aplicarea celorlalți coeficienți și, mă rog, cheltuielilor de administrație de fiecare companie în parte. Deci s-a vedea, dar ar trebui să vede că ceva, oricare măsură ar trebui. În ceea ce privește uzura, ce aș vrea eu să menționez faptul. Deci dacă, să zicem că legea 414, la încheierea contractului prevede tot și forma tip a contractului de asigurare, forma tip a certificatului de asigurare, tarifele unice pentru toate companiile, când mergem la despăgubire, noi nu avem careva acte normative care ar reglementa pentru toți participanții la asigurare obligatorie, am în vedere, începând de la asigurător, asigurat, păgubit, experți, stații de reparații, etc., să fie tot o documentație unică și o aplicare unică a prevederilor legale privind. Mai ales avem în vedere și prețurile care diferă de la stație la stație, avem în vedere prevederile pe care le aplică unii experți, careva experți folosind prețurile de la Eurotax, să spunem, la piesele de rezervă sau prețurile producătorilor, fac un adaos care 20, care 30, care 50%.
Deci tot diferă. Dumneavoastră, cu părerea dumneavoastră de expert, ce credeți că se va întâmpla efectiv? Deci la moment, imediat, nu se va întâmpla nimic strașnic, dar pe măsura acumulării dosarelor de daună, deci posibil că companiile, unele companii de asigurări, mai ales companiile care au un volum de încasări extrem de mici, care câteodată nici nu ajunge la limita despăgubirilor care este stabilită în Republica Moldova, deci poate fi că aceste companii poate să să ajungă în stare de incapacitate de plată. Dar aceasta este altceva, vrăzăcă. Deci vor suferi persoanele păgubite care nu vor fi în momentul în care noi nu avem un fond de garantare în Republică centralizat. Deci va fi o situație destul de grea.